Bună, sunt Romeo și am creat acest playlist Gânduri la minut sau Gânduri la minut în scopul de a vă ajuta pe voi, de a mă ajuta pe mine cu idei, visuri, conștientizări, emoții creatoare și constructive. Astăzi vom vorbi despre cum creăm propria lume. Știați că mintea noastră poate crea orice? Dacă nu credeți acest lucru, vă rog să vă uitați în jurul vostru. La laptop, telefon, bec, cărți, birou, casa în care trăiți, sunt create de un gând și de o minte sclipitoare. Totul este creat în jurul nostru cu ajutorul gândului. Știți celebra frază, cred că este arhicunoscută: devii ceea ce gândești în cea mai mare parte a timpului tău. Toți, cred că odată în viață până în momentul acesta, ați auzit această frază. Aceasta înseamnă că lumea din jurul tău, chiar și din jurul meu, este o reflexie a interiorului meu. Da? Tot ceea ce am eu în jur este reflexia interiorului meu. Iar dacă ești într-o familie, este reflexia familiei pe lângă ceea ce ai tu în interior. Dar ce este legat de tine este creația ta. Există două grupe de oameni. Oamenii de succes și oamenii care nu au succes. Întotdeauna, la oamenii de succes, am văzut că ei gândesc la ceea ce își doresc să obțină și cum pot face acel lucru în cel mai scurt timp. Și am mai identificat o treabă la ei. Sunt recunoscători pentru tot ceea ce au. În cealaltă categorie a oamenilor fără succes, aceștia sunt în general nefericiți și vorbesc și gândesc despre ceea ce nu-și doresc. Deci, repet, aceștia vorbesc și gândesc despre ceea ce nu-și doresc. Ar vrea să vă analizați și voi. Iar această analiză o puteți face simplu, de când te trezești până când adormi, la cum gândești tu. Da? Și poți lăsa un comentariu în ce categorie te afli în momentul de acum. Acum, în cea de succes sau în cea fără succes. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să mai primești în continuare gânduri la minut de creștere, te poți abona apăsând butonul de subscribe sau abonare. O zi perfectă!